Îmi doresc ca anul școlar 2016-2017 să înceapă sub auspicii bune, de conlucrare a decidenților politici, nici de cum de folosire în scopuri electorale. Tocmai de aceea nu veți vedea din partea noastră momente festive, momente de fotografii de grup și de mesaje de asumare a unei normalități. Este normal ca municipiul să sprijine elevii. Tocmai de aceea, în perioada 5-10 septembrie, toți copiii preșcolari, elevii de clasele 1-4 și elevii de clasele 5-8, și în total vorbim de peste 30.000 de copii, vor primi rechizite. Ele vor fi distribuite direct în unitățile școlare de colegii mei și în cursul zilei de astăzi veți primi un comunicat de presă pe care vă rog să-l diseminați. Pentru copiii preșcolari vorbim despre caiete de desen, caiete tip 1, tip 2, creioane colorate, cariocă, plastilină, rechizite ce sper să vină ca un ajutor pentru familiile elevilor constanțeni, astfel încât să le degrevăm puțin bugetul care la fiecare început de an se duce pe uniforme, rechizite, ba manuale, ba din păcate fondul clasei,